în indiană a făcut prima victimă în România. Un bărbat din Arge și infectat cu varianta Delta a coronavirusului a murit ieri. Specialiștii atrag atenția că această tulpină poate deveni dominantă și în țara noastră din toamnă. Mai mult spun că ritmul lent al campaniei de vaccinare ne face vulnerabil în fața unui posibil val 4. În România a fost înregistrat primul deces al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiană potrivit datelor trimise de către Institutul Național de Sănătate Publică. Până acum au fost confirmate 44 de îmbolnăviri cu această tulpină detectată pentru prima dată în India unde a provocat un val devastator de îmbolnăviri. Specialiștii spun că este cea mai infecțioasă descoperită de până acum. Înregistrat primul caz de deces uh, la o persoană de 72 de ani din Județul Argeș, persoană nevaccinată, cunoscută cu obezitate și hipertensiune arterială, ca urmare a infecției cu tulpina indiană, cu varianta Delta. De asemenea, din informațiile mele, obținute de la Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș, mai este o persoană care, în momentul de față, e confirmată cu tulpina Delta, internată în terapie intensivă. Tulpina Delta are toată capacitatea de a deveni tulpină dominantă, tulpină majoritară în ceea ce privește numărul de cazuri de COVID-19, prin faptul că are această capacitate crescută de transmitere cu cel puțin 60%. Raportul INSP arată că până în 20 iunie au fost raportate 2224 de secvențieri, fiind confirmate 1628 de cazuri cu varianta ale SARS-CoV-2, care determină îngrijorare. Până în 20 iunie 2021, în România, rata de confirmare cu noile variante a fost de 73%. Tot până la aceeași dată au fost confirmate 31 de decese cu variantele SARS-CoV-2 care determină îngrijorare. Primul pacient care a decedat în urma infecției cu varianta indiană a coronavirusului este din județul Argeș. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în acest moment nu există evidențe de transmitere comunitară susținută în România a variantei Delta.